Reprezentanții structurilor asociative ale comunelor, orașelor, municipiilor și consiliilor județene atrag atenția guvernului că se face responsabil de falimentul administrațiilor publice locale, care în curând vor intra în incapacitate de plată. Măsurile luate din Ministerul Finanțelor în timpul stării de necesitate de amânare a termenelor de plată a taxelor și impozitelor au condus la scăderi ale încasărilor între 25% și 40%. Una din cauzele acestor scăderi ale încasărilor este cauzată de intrarea în șomaj în cele două forme, clasic și tehnic, a peste 1,2 milioane persoane. Toate unitățile administrative, teritoriale, comune, orașe sau municipii și chiar județele au înregistrat în această perioadă venituri mult mai mici. Vorbim de comune, orașe și municipii, în primul rând datorită faptului că prin schimbarea termenului de plată de la 31 martie la 30 iunie, oamenii sigur n-au mai venit spre casieriile de la primărie, spre a-și achita impozitele și atunci chiar aveam o situație la 31 martie, când era termenul, încasasem, vorbesc de toate tipurile de OAT-uri, o medie de aproape 40% mai puțin decât anul trecut. În același timp, prin faptul că au fost disponibilizați foarte mulți angajați, în toată perioada crizei pandemice au crescut cheltuielile autorităților publice locale legate de măsurile de combatere a virusului ucigaș, iar cel mai îngrijorător lucru este faptul că primăriile nu mai au resurse să achite creditele bancare. Asociația Orașelor din România a propus guvernului Orban un set de 7 măsuri urgente necesare pentru evitarea intrării autorităților locale în incapacitate de plată. În paralel, nu numai faptul că ne-au scăzut aceste venituri, au crescut cheltuielile, pentru că această stare de urgență urmată de starea de situația de alertă, vreau să vă spun că a făcut ca numai în cazul orașelor mici și mijlocii, celor 216 orașe mici și mijlocii, cheltuiala să fie de undeva aproape 100 de milioane de lei, ceea ce vă dați seama că pe toată țara, adică la nivelul celor 3200 de OAT-uri, probabil că această cheltuială COVID depășește poate un miliard de lei. E clar că e nevoie de intervenția Guvernului, Ministerului de Finanțe, printr-o rectificare. În același timp, unitățile administrative teritoriale nu mai au sume disponibile pentru a efectua trageri de și a-și pune în mișcare creditele pe care le au pentru susținerea investițiilor. Noi am transmis către Ministrul Finanțelor un set de 7 măsuri pe care și cu vrerea domniei sale sau a oricărui alt ministru, dacă ar fi, de la finanțe, pentru a face bine comunităților locale, trebuie să le ia. Și președintele Asociației Comunelor din România, Emil Drăghici, a confirmat situația deosebit de gravă în care se află autoritățile publice locale, aflate în imposibilitatea susținerii cheltuielilor de funcționare. Noi am avut promisiune încă de la începutul anului că în luna iunie se va face o analiză a nevoilor reale pentru a asigura finanțarea până la sfârșitul anului. Așadar, în cursul zilei de azi sau mâine, va ajunge la prim-ministru o adresă din partea Asociației Comune din România, prin care să înalăm situația deosebit de gravă în care se află foarte multe comune din România în ceea ce privește resursele financiare și, bineînțeles, funcționarea administrațiilor publice locale până la sfârșitul anului. Senatorul PSD, Dan Manoliu, spune și el că partidul pe care îl reprezintă a atras atenția asupra situației deosebit de grave în care se află autoritățile publice locale, care se îndreaptă cu pași siguri spre intrarea în incapacitate de plată. Știți foarte bine că noi am atras atenția și am cerut între inițiativele care le-am avut și discuțiile cu guvernul
problema incapacității, intrării în capacitate de plată a autorităților locale, ci problema decontărilor cheltuielilor cu COVID-ul, cu această pandemie. Cei de la guvern au spus că vor face totul posibil și că vor deconta aceste cheltuieli, au pus autoritățile locale să facă aceste cheltuieli, iar în acest moment refuză efectiv decontarea lor. Probleme și semnale sunt multiple, nu numai pe partea autorităților locale, știți bine că și medicii care au fost cazați în anumite locații pentru a evita întâlnirea cu familia pe perioada de vârf a pandemiei, au fost obligați să-și plătească cazarea și celelalte facilități. Aceasta este politica guvernului actual. Noi vom face toate demersurile și vom acționa legal ca să îndreptăm această situație.